În ce stadiu era dosarul intrării României în NATO când ați preluat mandatul de președinte? România nu se hotărâse ce politică să adopte. România, dacă dorea să adere la NATO și era în prag de adere, trebuia să ceară acordul Uniunii Sovietice. Bine, acest tratat a fost parafat și a fost semnat la Moscova de președintele Iliescu. El nu s-a votat în Parlament pentru că de timp a dispărut URSS-ul. La Cotroceni am găsit, m-ați întrebat ce am găsit. Am găsit firul roșu cu Moscova, cum prea bine știți. Deci, adică telefonul, să spunem, pregătit, pentru cei care nu știu. Da, un telefon, asta însemna un telefon, nu numai Palatul Prezidențial, dar toate instituțiile. Care a fost momentul decisiv pentru intrarea României în NATO? Respectarea statutului de partener strategic al Statelor Unite cu ocazia intervenției în Kosovo. Toată siguranța României, scuzați-mă, este asigurată de Statele Unite în baza parteneriatului strategic. Credeți că dacă următorul președinte american va fi Donald Trump, acest parteneriat va rezista în continuare? În orice condiții. Ce se poate face pentru Republica Moldova? Republica Moldova există acum pentru că este apărată de Ucraina. Țelul Rusiei normal, expansionist, revanșar, asta este și imperialist cu adevărat, este controlul Mării Negre și mai departe al Mediteranei. Eu am trăit aceste lucruri cu năvălind rușii și jefuind și armata rusă în situație în care eram aliați, după 23 august. Am văzut toate jafurile. Deci aceste lucruri profit să le spun pentru că postul se numește Europa Liberă. Pentru că era postul care era o speranță în timpul comunismului. Bună dimineața! Invitatul din această săptămână al interviurilor One to One este fostul președinte al României, domnul Emil Constantinescu. Domnule președinte, domnule profesor, bine ați venit la Europa Liberă! Bine v-am găsit! V-am invitat pentru că este un moment aniversar, NATO împlinește 75 de ani, România este de 20 de ani în NATO, ne bucurăm și noi că suntem de două decenii în această structură, dar suntem și într-un moment despre care mulți lideri occidentali spun că este crucial și că riscăm să avem un nou război masiv în Europa după ce Rusia a invadat Ucraina acum 2 ani. V-aș întreba pe dumneavoastră, care ați condus discuții importante cu Statele Unite pentru aderarea României la NATO, în ce stadiu era dosarul intrării României în NATO când ați preluat mandatul de președinte? Era un moment dificil, dificil creat de noi oarecum, pentru că România nu se hotărâse ce politică să adopte. Existau două orientări. O orientare de reformă graduală de tip gorbaciovist, o altă orientare spre o reformă rapidă, radicală, economică în primul rând și asigurarea unei democrații de tip occidental. Aceste valori erau incluse în aderarea la NATO. Da, pentru că e foarte important pentru emisiunea care o găzduiți, să precizăm încă de la început, în acea vreme unde ne-ați invitat a începuturilor, ne-ați invitat să mergem, NATO era un simbol al păcii, nu al războiului. Și în același timp, chiar orientarea Rusiei, unde avusese loc acea schimbare pașnică, era spre înțelegere cu NATO, nu era spre un conflict cu NATO. Și aceasta pot să dovedesc, cum ați spus, din relațiile personale pe care le-am avut cu Gorbaciov, Șevardnadze și apoi cu toți membrii fostului birou politic care ajunseseră între timp președinți de state precum Georgia, în primul rând, Kazahstan, Azerbaijan, Moldova, dacă dorim, Lituania, unde toți fuseseră membri ai biroului politic. Și aș vrea de la început să evoc un alt moment care poate este uitat, dar care este extrem de semnificativ în circunstanțele actuale. Nu observăm numai 75 de ani de la înființarea în aprilie la Washington a NATO în 1949 și a 20 de ani de la ridicarea drapelului pentru România a integrării în NATO. Vă atrag atenția că
a existat în 1999 la Washington aniversarea 50 de ani de la înființarea NATO. Nu așa, acum exact să împlinesc 25 de ani. E bine, în acel moment să crease, ca să facem un arc peste timp, în acel moment să crease Consiliul Euro-Atlantic. Acel Consiliu Euro-Atlantic cuprindea țările NATO și, pe de altă parte, țările care doreau ele să adere la NATO. Consiliul acesta era instituția, iar proiectul era Parteneriatul pentru Pace. De aceea subliniez la care România despre aderat pace. România în 1994 îl semnase, dar una este să-l semnezi și alta este să te comporți într-un mod care să concorde cu ceea ce ai semnat. Și aici vreau să fac o precizare de la început pentru discuția noastră. Eu privesc NATO ca o organizație care a reușit să instaureze pacea într-un moment foarte dificil de ruptura istoriei mondiale, sfârșitul războiului rece și dispariția Imperiului Sovietic. Era un moment în care nu se știa încotro ia lumea să asigure, cel puțin pentru o perioadă, pacea. Asta a fost posibil și pentru că și la Moscova exista o orientare deschisă spre o înțelegere cu Occidentul și pentru că Occidentul avea această atitudine și eu văd NATO și vreau să o pun ca o teză care o putem dezvolta. NATO a fost un vehicol care a dus țările foste comuniste din Europa Centrală și de Est spre democrație și spre o dezvoltare economică, nu spre război. Primii pași pentru aderarea României la NATO au fost făcuți înainte ca dumneavoastră să ajungeți președinte al României, la începutul anilor 90, era în funcție Ion Iliescu atunci, dar Rusia se opunea încă de pe atunci extinderii NATO. Dumneavoastră, ce ați găsit în dosarul NATO când ați ajuns la Palatul Cotroceni? Care fuseseră demersurile și care fuseseră piedicile? Cine se opunea, cine era pro? Să spunem, nu se opunea nimeni pe față. Era acea politică tradițional românească să așteptăm, să vedem cine câștigă, miza, asta a fost toată istoria, și să ne aliem cu cel mai puternic. Lucrul cel mai, zic eu, grav care se întâmplase fusese faptul că în 1991, când toate țările, într-adevăr, făceau pași importanți spre NATO, România a semnat un tratat cu RSS-ul. Acest tratat nu era un lucru rău în sine, dar tratatul prevedea o dispoziție conform căreia pentru intrare în alte organizații trebuia să fie acordul celelalte părți. Deci ceea ce a tot invocat și Vladimir Putin în ultimii ani. Da, deci nu ar fi trebuit să România, dacă dorea să adere la NATO și era în prag de adere, trebuia să ceară acordul Uniunii Sovietice. Bine, acest tratat a fost parafat și a fost semnat la Moscova de președintele Iliescu. El nu s-a botat în Parlament pentru că de timp a dispărut RSS-ul. Dar sigur, în același timp apărea o deschidere, dar exista mereu acest balans. Nu mai spun, ca să există și elemente simbolice. De exemplu, la Cotroceni am găsit, m-ați întrebat ce am găsit. Am găsit firul roșu cu Moscova, cum prea bine știți. Deci adică telefonul, să spunem, pentru cei care nu știu. Da, un telefon, asta însemna un telefon, nu numai Palatul Prezidențial, dar toate instituțiile aveau o conexiune directă cu instituțiile similare din URSS-ul de atunci. Deci le-ați găsit în 1996. Da, da. Când, în 97, mai târziu. Când după ce ați preluat mandatul. Deosebirea, ca să o vedeți, în momentul în care, sigur, am semnat parteneriatul pentru pace, imediat în iulie în 1997, am pe biroul meu, sigur, exista un telefon cu Casa Albă, exista un alt telefon care a și fost folosit
pentru că au fost momente în care fie că eram sunat de președintele Statelor Unite, eram în parteneria cu ei și ne sfătuiam. Deci să schimbați. Ne puteți spune când l-ați folosit prima oară, când ați vorbit prima oară? Prima oară l-a fost când s-a făcut proba, pentru că important este că nu numai să ai un telefon, în prealabil să stabilea, să anunța și lucrurile, era complet protejat. Și sigur că ne consultam, primeam apoi și în scris corespondența cu președintele Clinton, am publicat-o. Ea a fost și expusă când s-au aniversat de la parteneriatul strategic. Am expus-o, ea poate e digitalizată și poate să fie consultată. Și ajungem la summitul din 1997, summitul NATO de la Madrid, când s-a decis extinderea NATO, dar nu și cu România. Și apoi a fost un moment în care președintele american Bill Clinton a sosit la București și aici o să-l rog pe colegul meu Andrei Avram să ne arate imagini de la acel moment. Erați dumneavoastră și președintele american în piața universității. Un moment extraordinar despre care dumneavoastră ați spus recent într-un interviu la Euronews că nu a fost o vizită de consolare, ci mai degrabă de marcare a inițierii parteneriatului strategic cu Statele Unite. Păi, nu am spus-o numai eu, acolo am citit și de fiecare dată oriunde sunt, citesc acel pasaj din discursul pe care l-a ținut președintele Clinton, care începe cu, aceasta este cartea cu parteneriatul, președintele noastre și cu mine am căzut de acord să stabilim un parteneriat strategic între națiunile noastre, a fost lansarea parteneriatului. Și tot ce s-a desfășurat ulterior a depins de modul în care noi am respectat acest parteneriat. Atunci de ce n-am intrat în NATO? A, nu. Astea sunt, mi-ar trebui nu o emisiune, mi-ar trebui probabil o săptămână să ne întâlnim ca să povestesc toate evenimentele. Unele dintre ele cunoscute, altele pe care am să le dezvălui în memoriile mele ulterioare. Dar pentru mine este o mirare acum a modului în care comentatorii, nu mă refer la o mare parte a populației care își culege de unde poate informați, eu mă refer la cei care dirigează opinia publică sau influențează opinia publică. Cum este, cum nu și-au dat seama în momentul invaziei ruse în Ucraina, că parteneriatul strategic cu Statele Unite asigura, era pentru siguranța națională a României mult mai important decât intrarea în NATO. Pentru că, cum am văzut, și lucrurile care s-au desfășurat în ultimii 2 ani au arătat foarte clar cât de dificilă este aplicarea articolului 5. S-a văzut cum ezitările Ungariei sau amânările Ungariei și ale Turciei au împiedicat integrarea Suediei. Dați-mi voie să fac aici o paranteză, pentru că pare extrem de important și este atât de important și acum. Și avem o dovadă. Dintre militarii străini dislocați în România, marea majoritate sunt militari americani trimiși în România de administrația americană în baza relațiilor bilaterale și în baza acestui acord. Avem toată siguranța americană, toată siguranța României, scuzați-mă, este asigurată de Statele Unite în baza parteneriatului strategic. Baza de la Constanța, baza de la Deveselu, participările României în toate acțiunile NATO să fac în baza parteneriatului strategic, nu în baza NATO. Acum mai fac o paranteză. Credeți că dacă următorul președinte american va fi Donald Trump, acest parteneriat va rezista în continuare? În orice condiție. Parteneriatul nu se poate schimba. Indiferent de cine e președinte în Statele Unite. Uitați-vă ce se întâmplă cu parteneriatul cu Israelul. Sau chiar situația cu Turcia, indiferent de variațiile și ce se întâmplă în politica internă, pentru că există o linie strategică extrem de importantă. Donald Trump a spus de curând că dacă țările membre NATO nu plătesc suficient și nu contribuie cu cel puțin 2% pentru apărare, atunci ar încuraja Rusia să facă, sigur că poziția mea, intrăm în ideologie și aș vrea să evit acest lucru, pentru că eu am aplicat în România, după modelul american, modelul bipartizan.
în politică externă, modelul bipartizan este singurul care ar trebui să funcționeze. Cel american, deși dar toată Europa deși se teme. Eu eram, deși ca toți românii cu care am fost, când am fost în America, erau republicani. Am colaborat însă cu președintele democrat. Ce vreau să vă spun este că, în general, nu sunt de acord cu multe din susținerile lui sau de rapajele morale al lui Trump. Dar el a avut dreptate aici. Pentru că este normal ca Europa să se apere singure. Este normal ca Europa să se apere singure. Nu zic că nu se va apăra. Ori toți europeni, Europa vestică, ar trebui să știe foarte clar că prosperitatea Europei Occidentale, care a fost momentul de atracție, care a fost atracția celorlalți spre a se integra în Europa, s-a făcut sub protecția militară americană. După cel de-al doilea în război timpul meu, mondial? După cel al doilea război mondial, până în timpurile noastre. În timpul mandatului meu funcționa încă Uniunea Europei Occidentale, adică organizația militară a Uniunii, care era o fantomă, era un general italian, care l-am primit, am și acum cadourile pe care mi le aducea, niște simboluri, cum, dar armata nu exista, ori Europa n-a fost capabilă să rezolve problemele din Bosnia-Herzegovina, care le-a rezolvat Statele Unite. Și ajungem la momentul extrem de important al bombardamentelor NATO din 1999 din fosta Iugoslavie, când dumneavoastră ați luat o decizie cheie, aceea de a permite avioanelor NATO să survoleze spațiul aerian al României și să folosească aeroporturile. În același timp, din ce înțeleg, cel puțin un avion rusesc a survolat atunci spațiul aerian? Două, da. Spuneți. Iarăși, facem un salt peste timp și vă întreb. Facem aceste salturi. Făcând aceste salturi, pierdem foarte multe elemente și pierzându-le, nu mai înțelegem bine contextul. Eu înțeleg că nu putem în această emisiune să le rezolvăm, așa că trebuie să vă dau câteva răspunsuri foarte scurte. În primul rând, așa cum am spus la început, eu văd în NATO un constructor al păcii, nu al războiului. Și toate aceste episoade, inclusiv cel la care vă referiți, au fost precedate de încercări repetate de a obține pacea. Și România a fost angajată, pentru că nu putem să trecem peste momentul în care, sigur, la rugăminte a fost, nu era o impunere, a președintelui Clinton și a altor membri NATO, împreună cu Stoianov, am semnat o scrisoare adresată Milosevici, în care îl îndemnam să înceapă tratativele. Nu putem să uităm și iar să scoatem din context că Milosevici, acum avem dovezi, a fost condamnat pentru crime împotriva umanității și a murit în închisoare la Haga. Asta este soarta dictatorilor. Nu putem să luăm istoria pe sărite. Ori noi am avut nenumărate eforturi s-au făcut pentru o rezolvare pașnică. Revenind la aderarea noastră la NATO, dumneavoastră, până la momentul pe care l-ați invocat, ați făcut eforturi, ați fost în Statele Unite, ați vorbit în Congresul American, am selectat câteva imagini de la momentul în care dumneavoastră ați cerut Statelor Unite să accepte aderarea României la NATO, ați fost de asemenea la Casa Albă și apoi a fost momentul în care totuși s-a întâmplat acest lucru. S-a luat decizia, liderii NATO au luat decizia să accepte România. Cum era la momentul în care s-a luat decizia acceptării țara noastră? Iată, acestea sunt imaginile, sunt din 1998. Romania was the first country to join the United States in its partnership for peace. And my fellow citizens have now invested their hopes in one day joining and expanding NATO. Vizita de stat. Sunt la Casa Albă cu Clinton, căruia i-am dus, acum urmează o scenă în care îi duc un album al vizitei lui pentru lansarea parteneriatului strategic cu Statele Unite. Care fusese cu un an în urmă la București. Și la ieșirea de la această întâlnire, Clinton m-a luat de mână și a zis: Emil, să intrăm într-un birou fără translator, fără nimic, și m-a rugat să-i transmit un mesaj lui Demirel, președintele Turciei, un mesaj personal.
Relațiile personale sunt extrem de importante. Asta este albumul. Pot să vă întreb și care la era mesajul pentru Turcia? Acum, da, era un mesaj de încredere că Statele Unite vor sprijini și vor face toate diligențele ca să sprijine, deși nu sunt în situația de a decide, integrarea europeană a Turciei. Acesta era mesajul. Nu s-a întâmplat. Un mesaj de încredere pentru Demirel, pentru că Turcia era foarte importantă în NATO. Vorbind totuși de piedici la aderare, ați spus la un moment dat că în partea a doua anilor 90 exista o influență a KGB-ului că, și poate și asta ar fi putut influența mersul României. E valabil și astăzi, credeți? Oamenii se pot schimba și pot înțelege la un moment dat ce este important pentru țara lor. Își pot schimba opiniile. Asta s-a petrecut și în România. Pentru că președintele care a fost înaintea mea și, sigur, după mine, a fost secretarul propagandă biroul politică, a condus UTC-ul. Și totuși, în al doilea sau al treilea, cum doriți să-i spuneți, mandat, a girat și a semnat integrarea României în NATO. Nu mai spun că au mai existat și alți urmași ai mei care au lucrat în securitate, pentru securitate, dar în cele nu au înțeles că interesul puternic și stabil al poporului român este acesta. Și noi trebuie să avem o înțelegere, pentru că oamenii se pot schimba, oamenii se pot schimba atitudinea, de aceea eu nu-mi doresc să pun accentul pe ce au făcut și cine au fost cei care ar fi împiedicat integrarea României în NATO. Și vreau să pun accentul pe ceea ce s-a făcut pentru integrarea României în NATO și pentru cei care au acceptat de la început, mai târziu, sau care și acum înțeleg că acesta este interesul fundamental al României. Care a fost momentul decisiv pentru intrarea României în NATO, după părerea dumneavoastră? Pentru Statele Unite și pentru ceilalți aliați. Acum, acest lucru e recunoscut de istorie și nu mă pot plânge. Momentul decisiv a fost respectarea statutului de partener strategic al Statelor Unite cu ocazia intervenției în Kosovo. Cum am explicat, și acest lucru s-a făcut după o lungă campanie pentru pace. Și acest lucru am mai atras atenția și doresc să nu pot altceva decât să-i rog, nici ce puțin nu pot să spun, să-i sfătuiesc pe cei care doresc să înțeleagă istoria noastră, să ducă la documente, să cerceteze tratatele. Faptele și tratatele, că tratatele au importanța lor. Noi ne aflăm în un moment în care să neagă tratatele de pace. Hai să ne întoarcem la tratatele de pace. Și granițele recunoscute de pace, tratatele de pace. Tratatul de pace care a fost semnat la Belgrad cu Iugoslavia, singurul tratat care era semnat în 1996, pe de o parte se spunea că niciun nu va sprijini un atac cu altă, nu va acorda niciun sprijin unui atac împotriva ceea ce se cerea survolul acum, dar se spunea și țările se vor consulta pentru a găsi soluții pentru pace. Eu am folosit acest articol. Am folosit acest articol în scrisoarea care am trimis-o pentru lui Milosevic. Ne-am oferit toate serviciile, am ajutat puternic opoziția sârbă democratică care, într-adevăr, avea să schimbe situația Serbiei și să o aducă aproape de țările occidentale. Dar sigur, ne aflăm într-un moment, așa cum am mai arătat, într-un moment în care Parlamentul sârb, condus de Partidul Comunist, în care majoritatea Partidul Comunist sârb, condus de Milosevic, să nu uităm că era un dictator comunist care apoi a fost judecat și condamnat pentru crime împotriva umanității la Haga. Deci noi discutam acum de crime împotriva umanității. Și în această situație, România a precizat că noi nu vom participa la niciun atac împotriva Serbiei. Nu vom folosi nimic. Am acordat numai survolul și acest survol, pentru adevărul istoric, practic nu a fost folosit. Statele Unite nu au folosit survolul, nu au folosit nici aeroportul din Timișoara.
mai facem un salt și ajungem la momentul 2002, când era deja luată decizia intrării României în NATO, care s-a petrecut în 2004. Atunci președintele George Bush a venit în România, era în Piața Revoluției. O să-l rog din nou pe Andreea Vram să ne arate acele imagini. Sunt momente istorice. O să vedem și câteva declarații. Există un salut de bun venit în NATO al președintelui american și mai există de asemenea un mesaj pentru Rusia. Imediat ne vom auzi, e important să le ascultăm în actualul context. Este un moment istoric care marchează ruptura definitivă cu trecutul și în același timp un nou început. Suntem conștienți că am parcurs doar o parte a drumului care ne duce spre racordarea deplină la instituțiile europene și euroatlantice. Suntem hotărâți să continuăm cu perseverență pe acest drum care răspunde intereselor fundamentale ale țării și ale poporului român. Your effort has been recognized by an offer to NATO membership. We welcome Romania into NATO. Russia has nothing to fear from the growth of NATO because Russia needs peaceful, stable neighbors like Romania. As I told President Putin yesterday, a Russia that is a fully part of Europe needs no buffer zone separating it from Europe. Buffer zone, zonă de tampon. Acum aș vrea să vorbim un pic, dacă sunteți de acord, despre situația Republicii Moldova, care este foarte dificilă și dumneavoastră v-ați născut la Tighina și ați avut membri de familie care au suferit. Cum vedeți dumneavoastră situația acum? Înainte de să explicăm, eram pe podium atunci și mesajul a fost că România ar trebui să fie mai mult decât atât, ar trebui să fie o punte între țările NATO și Rusia. Era un moment de iluzii deșarte. Și vreau să vă spun ce s-a întâmplat după acest moment. După acest moment s-a schimbat, după cum știți, în 2004 și a venit președinte Obama. În acel moment în care Obama a devenit președinte și al doilea mandat, era ideea ca să se meargă până la integrarea Rusiei în NATO. Și în acel moment Havel mi-a trimis o scrisoare. Mi-a dat un telefon, am vorbit la... El era președinte. Havel. Da, Václav Havel, care a fost erou, simbolul trecerii pașnice, eroul așa numitei revoluții pașnice, de catifea de la Praga. Și era respectat de toată lumea. Și mi-a trimis un... prietenul mi-a trimis un mesaj, uite, m-am gândit să scriem o scrisoare lui Obama și să-i arătăm că lucrurile nu stau așa în ceea ce privește Rusia. Și a scris-o dumneavoastră, Václav Havel? Nu, el a scris-o și împreună, sigur, ne-am consultat mai mult, am făcut și niște observații și această scrisoare a fost semnată de mulți care au fost la Washington, printre care fostul președinte al Lituaniei, Adam Kis. Repet, Adam Kis fusese și el prim secretar al Partidului Comunist și mulți alții care am semnat-o atunci și s-a terminat cu Valesa. E bine, noi atrăgeam atenția lui Obama, că nu ne mai aflăm în fața unui conducător. Noi îi cunoșteam personal, de tipul Gorbaciov sau chiar de tipul Yeltsin. Și ne aflam într-un moment de renaștere a spiritului rusesc. Cred că știți despre ceea ce vorbesc și nu dezvolt mai mult expansionist rusesc de recuperare. Și dumneavoastră ați simțit că administrația Obama lasă această parte de Europa deoparte? Da, da. Se ocupau de... Nu-i mai interesa această zonă în mod... Europa de Est. Și-au făcut niște iluzii. Și mergem înapoi în timp. Iarăși că trebuie să facem un sat și înainte și înapoi, în momentul Kosovo,
că n-am apucat să precizez că în acel moment, după ce Parlamentul din Belarus semnase uniunea statală cu Federația Rusă, adică refacerea URSS-ului, integrarea Belarusului în URSS, ca să o traducem pentru oricine, și fusese ratată de puțin în Ucraina, unde exista o puternică opoziție pro-rusă și care aveau chiar o parte rusofoni, ceea ce aproape nimeni nu își mai amintește, eu nu știu cum, Parlamentul din fosta Iugoslavia, așa se numea atunci, Serbia Muntenegru, votase unirea cu Rusia. Aderarea la Uniunea Statală Rusia-Belarus. I-a rămas în... Yeltsin a ținut-o pe biroul lui fără să o semneze. Deci asta era situația. Aproape uitaseră de acest lucru. Noi le-am atras atenția. Melin Orbea personal i-a dus lui Obama, pentru că aveau acele relații, i-a dus această scrisoare. Cum a reacționat președintele Barack Obama? A temporizat, din păcate. A temporizat. Haideți să ajungem la momentul de acum, în care e război, cum spuneam, de 2 ani și în jurul nostru e o situație complicată aproape peste tot. Avem Serbia, care e cel puțin parțial prietenă cu Rusia, avem Ungaria, care blochează ajutorul militar pentru Ucraina, avem Ucraina în război și avem Republica Moldova într-o situație complicată, amenințată de Rusia. Ce se poate face pentru Republica Moldova? Vă e teamă pentru situația Republicii Moldova? Voi să stați cu teama, vă dați seama cum ați amintit. Eu m-am născut în anul care a început război, am cunoscut refugiile, am cunoscut ocupația rusă. Și ați spus că v-ați duce și pe front, da, dacă ar fi nevoie. Cu teama nu, dar problema nu este un sentiment de frică personal. Problema este a înțelegerii contextului. România se află într-o situație cu totul deosebită și foarte bună în momentul de față. Serbia este o țară democratică. Serbia nu este un avantaj acum. Sigur că în Serbia există niște resentimente față de NATO. Serbia dorește integrarea europeană, dar nu NATO. Și trebuie să-i înțelegem. Trebuie să-i înțelegem pentru că este o situație... Dacă nu înțelegi... Eu am lansat diplomația culturală fondând Academia Diplomației Culturale din Berlin, care se bazează pe un principiu foarte... Înțelegerea celuilalt. Trebuie să înțelegi mereu și pe celălalt, nu numai propriile tale interese. De Serbia este un partener strategic important, cu interese proprii și cu resentimente de înțeles. În același timp, Moldova se află acum într-o situație datorită tratatului cu Ucraina și reamintesc în special trilaterale pe care am format-o, mai întâi trilaterala Polonia, Ucraina, România, care a fost urmată la inițiată de Kwaśniewski, care a fost urmată de trilaterala România, Ucraina, Moldova, inițiată de mine. În acest moment, Moldova, așa este spre fericire, este apărată de Ucraina. Pentru că dacă toată lumea trebuie să înțeleagă de ce noi facem anumite concesii să prindem Ucrainei, păi nu. Republica Moldova există acum pentru că este apărată de Ucraina. Ori Transnistria era cel mai periculos cap de pod al Rusiei și faptul că Ucraina acum nu este inclusă sau n-a urmat calea Belarusului este extrem de important pentru Moldova, pentru că altfel țelul Rusiei normal, expansionist, revanșard, asta este și imperialist cu adevărat, este controlul Mării Negre și mai departe al Mediteranei. Deci cât rezistă Ucraina, spuneți că... Cât rezistă Ucraina, noi Republica... suntem în situația de a nu trebui să luăm acea hotărâre, eu v-am spus că este numai personală, pentru că sunt frații noștri. Dar Moldova... Acea hotărâre, care hotărâre? Pe ați evocat, nu o repet acum, eu am spus că personal, eu cred că ar fi o datorie morală, cum se întâmplă, eu am zis că aș merge și voluntar pe front la vârsta mea. Nu pot, dar asta e o hotărâre personală, dar ca principiu moral ar trebui mult să se întrebe ce ar trebui noi să facem în această situație, pentru că eu fac parte din o generație care știu ce a însemnat ocupația sovietică.
Eu am trăit aceste lucruri cu năvălind rușii și jefuind și armata rusă în situația în care eram aliați, după 23 august. Am văzut toate jafurile. Deci, aceste lucruri profit să le spun pentru că postul se numește Europa Liberă. Pentru că era postul care era o speranță în timpul comunismului. Nu prea mai sunt oameni din generația mea. Și acum noi trăim într-o lume, într-o lume comodă, trăim într-o lume a tinerii, nu au cunoscut războiul, nu știu ce înseamnă acest lucru. Iar liderii politici actuali, atunci când șeful armatei a atras atenția aici, la Europa Liberă, în urmă cu mai bine de două luni, că și România ar trebui să se pregătească să se apere în caz de nevoie și populația ar trebui să se pregătească, liderii politici au spus că șeful armatei a greșit când a transmis aceste avertismente. Da, pentru că este același populism, îi spui poporului ceea ce vrea să afle. Nu este, într-adevăr, este corect să nu induci un sentiment de teamă. Eu mă așteptam să vină din partea civică acest lucru. Și eu fac parte dintre cei care au făcut armata. Dar nu mai vin aceste semnale. E an electoral, sunt patru rânduri de alegeri. Dumneavoastră spuneați că România are neapărat nevoie de reconstrucție morală. V-aș ruga la final să le transmiteți românilor un mesaj înainte de aceste alegeri europarlamentare, locale, parlamentare și prezidențiale în actualul context. Mesajul meu este în concordanță cu ceea ce am înțeles eu că este NATO și am încercat să spun în această emisiune. NATO a fost un vehicul al democrației. A fost un vehicul al înțelegerii între state. Deci NATO nu a fost o alianță agresivă care a dorit să ocupe țări. NATO a pus condiții. Țările au vrut să intre în NATO. Eu am făcut parte din generația asta când toți vroiau să intre în NATO și se puneau condiții și condițiile erau. Înțelegeți-vă în propria voastră țară. Și am văzut. Iată că noi am reușit să intrăm în NATO pentru că ne-am înțeles. Și cu vecini. Ne-am înțeles mai întâi în țară. Și președintele Iliescu, l-ați văzut acum, a apărut alături de președintele Obama în al treilea mandat. În al doilea rând, să ne înțelegem cu vecinii. N-a vrut să importe conflicte. Și în ultimul rând, construiți-vă un mental mai întâi care să vă învețe să vă apărați și singuri. Să vă apărați și singuri ca în cadrul Europei, să vă apărați și singuri în țara voastră. Și să vă apărați ce? Nu să apărați NATO, să apărați valorile morale de care vorbeați. Pentru că NATO este un garant al libertății, un garant al democrației, un garant al dreptății și al justiției. Ei bine, astea sunt valorile la care trebuie să ne... Și pentru acest lucru trebuie să și dai ceva. Nu numai să fii apărat de alții, să ne bucurăm, suntem în NATO pentru că ne apără alții, suntem în Uniunea Europeană, putem să facem orice... Acum vom fi protejați din punct de vedere financiar. Iată că Olta Grecia ne vor ajuta și pe noi, indiferent cât ce, nu mai vreau să spun, ce abuzuri comitem. Sau putem să nu avem o strategie proprie, putem să nu ne luăm răspunderi, putem să facem promisiuni populiste, să spunem oamenilor ce vor să audă, că până la urmă va trebui să facem și vom face ceea ce ne spune Uniunea Europeană, că ea ne dă bani și noi trebuie... Adică toate aceste lucruri se mută într-un registru care, după părerea mea, eu nu pot înțelege și nu pot agrea. Într-un registru ce avantaje avem, ce obținem, cât bani obținem, care sunt avantaje... Transacțional, cum ați folosit exact cuvântul la începutul exact interviului. Exact transacțional. Pentru că, de multe ori, capacitatea aceasta... excepțională, tranzacțională, îți asigură pământul, stabilitatea, dar nu îți asigură demnitatea. Ori până la urmă, demnitatea este o valoare supremă și ar trebui să ne gândim și în alegeri, dar tot timpul vieții noastre,
că demnitatea națională la care toți visăm și visăm de secole, nu ți-o poate da nici președintele, nici primul ministru, nici primarul. Demnitatea națională este suma respectului de sine individual. Și respectul de sine se obține numai atunci când la sfârșitul vieții ești împăcat cu tine însuți, pentru că ai respectat aceste valori singure, eterne, care nu te trădează niciodată. Adevărul, libertatea, justiția, dreptatea. Domnule președinte, vă mulțumesc foarte mult pentru acest interviu de la Europa Liberă. Și eu vă mulțumesc. Aici se încheie o nouă ediție a interviurilor One-to-One. Vă aștept și la ediția următoare. Până atunci, vă invit să urmăriți știrile și să citiți analizele de pe site-ul nostru și de pe conturile noastre sociale.